Turistul făcea parte dintr-un grup de 4 temerari, 3 români și un izraelian, porniți într-o ascensiune în munții Făgăraș pe un traseu turistic. Omul a fost luat de un torent venit cu putere de pe creastă, care a distrus în calea lui atât drumul de acces cât și copacii. Din cauza viiturii, ceilalți 3 membri ai grupului au rămas blocați în canionul Valea lui Stan. Mai multe echipe de la Salvamontarge și de la Jandarmeria Montană au plecat în ajutorul lor. Aceste informații au fost transmise prin SMS de șeful Salvamontarge și Ion Sânduloiu, care s-a aflat în zonă. Pentru că semnalul de telefonie mobilă n-a funcționat, misiunea a fost una dificilă. Este în desfășurare o acțiune de salvare a echipelor Salvamont. Așteptăm comunicarea de la domnul director Sânduloiu vis-a-vis de intervenția care este în desfășurare.